Nou proiect pe care noi l-am lansat și pe care în momentul de față îl promovăm și care se numește Ulise. Mai întâi vreau să vă zic că și Web Digital face audituri SEO. M-a rugat auditorii PPC. M-a rugat eu nu să menționez la fel să pentru că l-a uitat. Nu e adevărat. A fost De ce l-am prezentare astăzi? N-are sens să spun. Am aflat destul de târziu că e, ar fi cazul să fac și o prezentare pentru că voi prezenta astăzi. Ăsta e proiectul pe care l-am lansat săptămâna trecută și face un singur lucru. Promovează agențiile de web design și marketing online și firmele de hosting. Câți dintre voi știți ce este Ulise ca să... Ok, întrebări? Ok, descris. Așa. Descris, sunt acceptate toate firmele, regulile sunt destul de simple și de clare. Sunt acceptate toate firmele care au un site. E destul de important ca să ai un site unde să spui care e portofoliul de client și ce servicii oferi. De asemenea, e foarte important pentru noi să poți elibera factură, asta înseamnă să ai un PFA minim. Și cam astea ar fi condițiile cele mai importante. Care este dezvoltarea patrimoniului? Momentan criteriul e în funcție de numărul de clienți pe care l-ai în portofoliu. O să încercăm ca pentru fiecare din cele patru domenii să se înscrie și în trafic. Și să se, da, după portofoliu și să se înscrie și în trafic pentru că